Zi istorică în România. Din minut în minut așteptăm ca primul român să primească vaccinul anti-COVID-19. Este vorba despre Mihaela Angel, o asistentă generalistă de la Institutul Matei Balj din Capital, acolo unde fix în urmă cu 10 luni era internat primul confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Colega noastră, Gabriela Mihai, se află la fața locului și vine cu mai multe detalii. Bună, Gabi, ce se întâmplă acum acolo? Bun găsit! În aceste momente are loc pregătirea pentru primul vaccin în România împotriva COVID-19. A fost aleasă prima persoană. Este vorba despre o asistentă medicală din cadrul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balj. Mihaela Angel are 26 de ani și lucrează în cadrul spitalului de 4 ani. Nu a fost aleasă întâmplător. Mihaela Angel este și cea care a primit primul pacient testat pozitiv cu COVID-19 în țara noastră. Ne reamintim că este vorba despre un tânăr de 25 de ani care a fost testat pozitiv în urmă cu exact 10 luni și o zi, pe 26 februarie. Iar în dimineața zilei de 27 februarie, adică în urmă cu exact 10 luni, a ajuns aici la Institutul Matei Balj și a fost preluat chiar de asistenta generalistă Mihaela Angel, în vârstă de 26 de ani, cea care de altfel în aceste momente primește și primul vaccin împotriva COVID-19 administrat în țara noastră. Important de menționat este că după ce va fi vaccinată, va avea 15 minute, timp în care va fi ținută sub supraveghere medicală. Și alți patru medici, alte patru cadre medicale din cadrul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balj urmează să fie vaccinate în decursul celor 15 minute cât asistenta Mihaela Angel este sub supravegherea medicală pentru a vedea posibile reacții adverse. Am văzut că spun specialiștii în urma celor peste 40.000 de teste care au fost făcute când a fost administrat acest vaccin împotriva COVID-19 că cea mai frecventă reacție alergică, cea care de altfel ar putea fi prima reacție alergică, este chiar reacția alergică și, bineînțeles, un efect advers. Bineînțeles că din această cauză trebuie ținut pacientul sub supraveghere cel puțin 15 minute. Vom vedea și care va fi reacția asistentei Mihaela Angel după ce acesteia i-a fost distribuit vaccinul împotriva COVID-19. Important de menționat este că azi aici, la acest punct de vaccinare din cadrul Spitalului Matei Balj, vor fi vaccinați 145 de oameni. Vorbim despre 145 de cadre medicale care lucrează în prima linie, care sunt tot timpul acolo unde vin pacienții testați pozitiv pentru COVID-19. Și totodată știm că pe lista celor care vor să se vaccineze din cadrul acestui spital Matei Balj sunt aproximativ 600 de cadre medicale. Iată, putem auzi din interior că se întâmplă acest lucru. A fost vaccinat primul român împotriva COVID-19. Așa cum spuneam, este vorba despre o asistentă medicală, prima care a preluat de altfel și primul pacient care a fost diagnosticat cu virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul țării noastre. Ne reamintim, acest lucru se întâmpla pe data de 26 februarie.